Bună și bine ai venit pe canalul meu, Luminița Tarot! Bine ai venit la o nouă etalare, suflet drag, pentru tine. Voi face o etalare pe plan sentimental. Pentru toți cei născuți în zodia Săgetător, luna sau ascendent în zodia Săgetător. Este o etalare pentru doamne cât și pentru domne, așa că vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați. Vreau să vă gândiți la o persoană dragă vouă și să descoperim împreună cum este, ce face această persoană și ce se va întâmpla în viitorul apropiat între voi doi, cum va decurge această relație. Dacă cunoașteți o persoană care credeți că îl poate ajuta sau poate ajuta cu un sfat, un mesaj sau o ghidare, sfatul meu este să distribuiți acest videoclip, să încercăm să ne ajutăm. Nu vă costă nimic să ajutăm sau să ajutați alte persoane. Dacă nu v-ați înscris la canal YouTube, mă sfătuiește să repet, poate v-am plictisit, v-ați săturat, dar vă invit să vă înscrieți la canalul meu, pentru că sunt mai multe persoane decât cele înscrise care mă urmăresc, dar nu sunt înscrise, așa că vă invit să vă înscrieți, nu vă costă nimic apăsând acel clopoțel, dar veți primi notificări în timp real făcând acest lucru cu etalările mele. Dacă doriți o etalare în privat, îmi puteți scrie la adresa de mail și voi fi la dispoziția dumneavoastră. Wow! Între dumneavoastră și această persoană poate fi un semn de foc, berbecul săgetător ca dumneavoastră. Văd că este o relație echilibrată de prietenie, de pace, de ajutor. Există foarte multă atracție între voi doi. Există chiar și diferență de mentalitate, vârstă sau religie, naționalitate între voi doi, da? Văd o chimie între dumneavoastră și această persoană, un echilibru. Această persoană se simte atrasă de dumneavoastră, își găsește echilibru alături de dumneavoastră, pace alături de dumneavoastră, armonia. Haideți să vedem cum este această persoană, zodia Săgetător, luna sau ascendent în zodia Săgetător, pentru tine, cel care mă urmărești în momentul de față. Cum este persoana care te gândești? Ok. Și în ce relații te afli cu această persoană, că am văzut de fapt, dar vreau să aflu mai multe. Ok. Văd că așteaptă ceva, este ținut pe loc, este îndrăgostită această persoană, te vede, îți este devotat ție. Te visează noaptea, este o relație ideală, te adoră, această persoană este atașată de tine, este atașată și chiar dependent sau dependentă de tine, dar doar că trebuie să aștepte, e ținută pe loc în momentul de față, nu poate face nimic să te vadă sau să vă vedeți sau cu privire la această relație nevoie de timp, de răbdare, de moment. Așteaptă acel moment potrivit să fie cu tine. Chiar sunt curioasă și aștept mesajele voastre cu privire la această situație. Văd că este, poate fi un bărbat sau dacă sunteți dumneavoastră un bărbat, văd aici că această persoană își dorește stabilitate cu dumneavoastră, își dorește o casă, își dorește o familie, își dorește o relație de lungă durată. Îmi spune de luna decembrie, se întâmplă ceva în luna decembrie, poate, nu știu, veți merge la familia sa, să-i cunoașteți familia sau în vizită la familia sa sau la familia dumneavoastră. Văd că un bărbat aici vede mai clar lucrurile, are o perspectivă de lungă durată, vrea ceva la lumina zilei, vrea adevăr, vrea fericire. Văd aici că cineva va prinde rădăcini sau această relație va prinde rădăcini. Vor fi lucruri pozitive între dumneavoastră și această persoană sau în viitorul apropiat, văd aici. Doar că există o relație karmică și această karmă cere contul cu privire la anumite consecințe, cu privire la faptele dumneavoastră, la faptele acestei persoane.
O relație karmică menită de a vă ajuta să creșteți, să evoluați, să învățați, să vă maturizați. O relație karmică este să fiți atenți la ce dați, ce oferiți, ce trimiteți la alte persoane sau în univers, pentru că asta veți primi în schimb. Ce semănați, aia veți culege. Sunt anumite datorii de plătit aici cu privire la această relație karmică din vieți anterioare. Această relație karmică poate fi aduce probleme, instabilități, suișuri și coborâșuri, un pic de suferință, de sacrificiu, dar cum am zis, cere contul această karmă. Această relație pentru unii este un pic mai dificilă. Pentru ceilalți, este ce dați aia primiți. Și aceste datorii trebuie plătite, trebuie rezolvate, trebuie să vă învățați lecțiile pentru a nu mai repeta trecutul, trebuie să vă învățați lecțiile pentru a nu mai repeta anumite comportamente din trecut sau să acceptați acel trecut, că anumite întâmplări revin în viața noastră sau în viața acestei persoane și vă întrebați de ce. Că v-ați săturat, nu mai puteți. Până nu veți învăța lecția, ca ea să nu se mai repete, ea tot se va repeta. Și pentru a învăța lecția trebuie pace, trebuie mai degrabă iertare și acceptare pentru ca această karmă să dispară. Până vă veți opune acestei karme și nu o veți accepta, ea va reveni. E o situație de genul și cum sunteți în relație cu această persoană? O relație de extaz, de bucurie, momente bune împreună, momente de armonie, serenitate, de momente bune aveți împreună cu această persoană. Această persoană văd că, nu știu, v-ați reîntors, ea poate unii dintre voi v-ați despărțit și ați reluat relația, ați reînceput-o, ați dat-o a doua șansă acestei relații. Și îmi spune ceva de semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Și îmi spune ceva de oportunitate, de muncă sau de un nou început în relație, cum am spus, ați mai dat o șansă. Și, nu știu, aici cineva e preocupat în ce privește semne de pământ, aur, fecioară, capricorn sau în ce privește rădăcinile, familia. A dumneavoastră sau a acestei persoane, cineva este preocupat emoțional, îl afectează sau se preocupă în ce privește o reîntoarcere, poate la originile sale sau la problemele pe care le-a avut în trecut, care l-a afectat sau a afectat-o. Văd o situație de genul. Dar văd că veți, această persoană sau dumneavoastră, vedeți lucrurile mai clar. Vedeți lucrurile mai clar sau această persoană e frică că vă poate pierde sau da. Văd că vedeți lucrurile mai clar, spune adevărul, intențiile sale sunt adevărate, este o persoană onestă sau dumneavoastră sau ați clarificat acel trecut, ce s-a întâmplat în trecut și ați comunicat și ați vorbit și v-ați spus adevărul și ați văzut intențiile acestei persoane sau dumneavoastră, ați spus-o sau l-ați spus la încercare pe această persoană și ați văzut că este onestă această persoană, că v-a spus adevărul. Haideți să vedem, chiar aștept mesajele voastre cu privire la această etalare, la această situație, să vedem ce va fi în viitorul apropiat între dumneavoastră și această persoană. Sper că vă place această etalare. Sper că dacă vă place această etalare, să-mi dați un like. Haideți să vedem, dragii mei, ce va fi între dumneavoastră și persoana la care voi vă gândiți în momentul de față. Ce va fi în viitorul apropiat? Ok. Ok.
momentul de față e posibil, nu știu, vă gândiți la o casă, la o schimbare de casă? Există poate un conflict sau cu familia dumneavoastră sau această persoană trece printr-un conflict cu familia sa? Cuiva aici are o frică cu privire la relația sa sau cu privire la familia sa de origine. Poate fi anumite discuții, certuri în contradictoriu, da? Și cineva e frică să nu se separe, să nu se despartă. Cifra 28, 36, 12 poate avea un rol important. 72, 61, 57, 4. Aici îmi spune că cineva are probleme profesionale, dumneavoastră sau această persoană, și trece printr-un blocaj în momentul de față. Poate nu aveți un loc de muncă sau această persoană se confruntă cu probleme la locul de muncă sau pentru un loc de muncă sunteți în așteptare, vă faceți tot felul de preocupări, tot felul de iluzii, v-ați plictisit, v-ați săturat de aceste probe prin care treceți din partea destinului, dar e ca și cum, vreau să zic, că este pentru cineva acest mesaj în special. Sunt persoane dintre voi care au un destin aparte. Nu știu cine e această persoană, chiar aștept acel mesaj, dacă vă simțiți. Dacă nu, vă rog să fiți prezenți și cu voi înși vă, cu sufletul vostru și să analizați și veți înțelege despre ce vorbesc. Sunteți chemați din partea destinului, nu știu, să vă sacrificați pentru ceilalți sau aveți un har, un talent spiritual, o menire spirituală sau sunteți chemați, parcă sunteți un înger pe pământ și sunteți chemați la datorie și sunteți pus la încercare din partea destinului. Parcă dumneavoastră vă doriți ceva sau în ambientul în care sunteți, în care locuiți, în care trăiți sau societatea vă spune că tu trebuie să mergi la muncă, să faci asta, să faci asta, să faci asta, dar de fapt tu ai alt destin. Ești făcut pentru altceva. Da? Și ești ținut pe loc. Și acest lucru, de fapt, te satură sau te aduce plictiseală. Sunt anumite probe aici prin care tu treci. Care e asta, această chemare? La o renaștere. Nu știu, ai un talent, un har, nu știu, îmi spune ceva de magician, îmi spune de o renaștere pentru tine, de ezoterism. Tu trebuie să înveți ceva de ezoterism sau deja știi sau ai studiat sau ai acel har, talent și știi sau dacă nu, intuiția ți-a spus acest lucru. Da? Și trebuie să vezi lucrurile altfel. Trebuie să fii atent și în viața ta de zi cu zi să înțelegi ce trebuie să faci cu privire la la studii și nu numai la job, la carieră, la acest aspect profesional pe care ție îți dă probleme de cap. Da? Vreau să zic că va fi o renaștere pentru tine, va fi un nou început. Va fi totul ca o magie, se va schimba totul ca o magie pentru tine și vei avea parte de un nou început, să găsești un loc de muncă, să o iei de la început, vei primi o comunicare, vei avea o idee, ai protecție, să știi, și ai protecție poate chiar și din partea unei persoane care este spirituală și este o persoană magică sau se ocupă de ezoterism. Și îmi spune de încredere, de să ai mai multă încredere în tine, să lucrezi la autostima ta. Văd că vei avea parte de momente plăcute cu persoana iubită, de emoții puternice, vei avea parte de ocazie care va trebui să o accepți din mers, din drum sau va zbura către tine și văd că vei câștiga bani extra, vei primi răspunsuri de la acel job care tu ai dat, acel interviu. Vei primi oportunități, da? Vei trăi emoții puternice, vei trece prin anumite emoții puternice și văd că vei reuși să îți crească autostima și încrederea în tine. După îmi spune că după aia trebuie să ai grijă cu cine ai de face pentru că văd anumite pierderi, o minciună sau cheltuieli neașteptate prin care tu vei trece. O situație un pic neplăcută, da? Dar văd că
Vei avea de-a face cu o autoritate, cu o instituție și vei avea parte de stabilitate. Văd voință să fii practic sau practică. Zodia Berbec poate avea un rol important. Văd că vei avea parte de stabilitate la locul de muncă, te vei organiza cu logică, disciplină și vei avea parte de această stabilitate în relație și la locul de muncă. Dragii mei, sper că am putut să vă ajut. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Aștept mesajele voastre. Vă îmbrățișez cu drag și vă aștept data viitoare. La revedere!